doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Publica Report. Ne urmăriți la TV, online și la radio Publica FM. Avem o vacanță de vară fatală. Tot mai mulți copii au ajuns victimele unor incidente sau chiar tragedii în ultimele două luni. 76 de copii au fost traumatizați, iar alți 8 au decedat. Încă două cazuri fatale au avut loc săptămâna aceasta. Doi frați la Coșnița, Dubăsari, și încă doi frați la Șișcani, Nisporeni, au murit. Băieții care s-au înecat în Istru au rămas doar pentru câteva clipe nesupravegheați de mama lor, care era pe mal îngrijind de al treilea său copil, un bebeluș de 4 luni. A mers acasă în căutarea băieților pierduți, crezând că au plecat fără ea, și abia după aceea a alertat echipele de salvare să-i caute în apele Nistrului. În 2 ore, cadavrele fraților au fost scoase la mal. De astăzi în țară este organizată o campanie de prevenire a necurilor. De altfel, în fiecare vară, salvatorii GSU amintesc despre riscurile nesupravegherii copiilor la scăldat și pericolele de nec în iazuri și râuri. Cum prevenim tragediile cu copiii, ne vor spune astăzi invitații mei la Publica Report. În prima parte a emisiunii vom discuta cu poliția și cu salvatorii. Primul pe fir este domnul Oleg Malașevski, șeful Direcției Generale de Prevenție la IGSU. În paralel cu noi în discuții va intra și doamna Aliona Dragomerețcă, șefa Secției de Probleme de Siguranță a Minorilor. Bună ziua ambilor, doamna Dragomerețcă și domnul Malașevski. Bună ziua. Bună ziua! Domnule Malașevski, pentru că astăzi începeți această campanie de prevenire a necurilor, firesc, e normal să vă întreb de ce atât de târziu? De ce ați întârziat cu campania? Pentru că au rămas nici măcar 10 zile până la sfârșitul verii. De fapt, campania noastră de prevenire a necurilor a început încă la începutul lunii iunie. Când angajații noștri au început campania și au mers în fiecare localitate, în fiecare bazin acvatic cu mesajul nostru de prevenire și de siguranță, instruind persoanele care se află la bazinele acvatice și la piscinele. Și mesajul nostru de astăzi este repetat și datorită faptului ultimilor cazuri tragici, noi venim repetat cu un mesaj de privind respectarea normelor și regulilor de comportare în timpul scăldatului. Da, în fiecare vară organizați astfel de campanii și noi de asemenea încercăm prin emisiunile noastre să aducem cât mai multe informații pentru a preveni aceste tragedii. Ce faceți dumneavoastră pentru a, ca aceste campanii să nu fie o formalitate, dar pentru că să fie cât mai eficiente în societate? În cazul fiecărei campanii, eficiența depinde cât și din partea angajaților IGSU, atât și din partea cetățenilor. În cazul acesta, noi avem foarte mult ajutorul cetățenilor noștri, care, prin comportamentul său adecvat și prin receptivitatea informației care este adusă la cunoștința lor, să respecte reguli foarte simple de comportare în timpul scaldatului și nu să se lasă copii fără supraveghere. Dar, luând statistica Inspectoratului General, noi în anul acesta avem descreșterea cazurilor de nec față de aceeași perioadă anului trecut cu 13%. Înseamnă că noi putem vorbi de eficiența pozitivă a campaniei de prevenire a necurilor. Da, dar consecințele sunt totuși grave. Dacă ne uităm, de exemplu, pur pe ultima săptămână ce s-a întâmplat, 4 frați care s-au înnecat, nu putem să spunem că s-a îmbunătățit situația, dacă analizăm consecințele anume. Da, cu regret se întâmplă cazuri, dar în acest sens noi vrem să aducem mesajul către părinți, către adulți, să nu se lase copii fără supraveghere. Să instruiască și dumnealor la rândul lor privind securitatea pe apă. Da, acum vreau să ne spuneți de ce totuși nu sunt închise anumite zone, acolo unde este risc sporit de pericol, acolo unde este chiar foarte mare probabilitate de nec, nu doar printre copii, dar și în cazul adulților. Cu regret, pe teritoriul Republicii Moldova există doar 16 stații de salvare acvatice pe teritoriul bazinelor acvatice, dar lumea să încearcă să estiveze aceste bazinele acvatice și să meargă în alte localități și alte bazine acvatice care nu sunt destinate și amenajate pentru soldatul și odihnă. Cu regret, este vorba de
ignorarea acestor reguli și oamenii se aventurează, dar unele cazuri se finalizează cu tragedii. Cu decese, este foarte clar. Dar deoarece aveți doar 16 stații de salvare, de ce nu încercați să le suplimentați? Statele de salvare pe apă se află în subordinea autorităților publice locale, ce nu în subordinea Inspectoratului General. Dar totodată și prin intermediul statelor de salvare în colaborare, noi intervenim în măsuri de prevenire a cazurilor de ENEC. V-am înțeles. Și ultima întrebare, domnule Malașevski, cât de bine știu oamenii despre regulile de prim ajutor, de primele acțiuni care pot fi întreprinse în caz de NEC? Ce să facă anume? Cum să acționeze? La cine să apeleze? Poate chiar primul ajutor medical care poate fi acordat pentru a salva victima de NEC? Evident, în cazul dacă cineva depistează un caz de NEC sau un alt caz, mă rog, este necesar de apelat 112 și de explicat situația, dar totodată este necesar de a acorda după posibilitatea ajutorul sinistratului de a-l scoate din apă, de a-l curăță cavitatea bucală de la obiectele străine și a purce de la respirație artificială și masaj indirect al inimii până la sosirea brigăzii de salvare. Dumneavoastră, sunteți convins că oamenii cunosc toate aceste lucruri, cum să se facă corect? Noi facem tot posibil ca oamenii să cunoască aceste reguli. Cum? Că, vedeți că doar prin campanii nu se rezolvă nimic. Doar prin două prezențe pe malul Nistrului sau al unui iaz, se vede că nu se rezolvă nimic. Cum anume? În prezent, noi avem școala securității în cadrul Inspectoratului General pentru situații de salvare, de urgență. Și în cadrul acestei școli, noi fiecare an instruim tânără generație privind nu numai securitatea pe apă, și în alte domenii. Cu regret, situația asta de pandemie ne obligă să închidem această instituție, dar sperăm că după finalizarea acestei pandemii vom relua activitatea în cadrul școlii securității și vom încerca să instruim mai mulți copii și mai mulți tineri. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la emisiune. Vom continua discuția cu doamna Aleona Dragomerețcaia, șefa secției de probleme de siguranță a minorilor. Este în conexiune video cu noi. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Avem mai multe tragedii în acest an. În decursul verii avem tot mai multe. Asta a specificat în comunicatul de presă IGSU și totodată și IGP-ul. Vreau să ne spuneți mai multe despre motivele majorității tragediilor care se produc cu implicarea copiilor. În mare parte, reșind din statisticile care sunt, sunt vinovieți, însă și persoane în grijă cărora se află acești copii. Deoarece o mare parte din incidente sunt produse urmare neglijerea celor acțiuni de către părinte. Adică sunt lăsați copiii fără supraveghere, chiar având o vârstă foarte fragedă, își permit pe scurt timp să lase acești copii. Ca într-un final noi ne trezim cu niște cazuri care chiar se soldează cu decesul copiilor. Necătând că în prezența părinților sau tutorilor, persoanelor în responsabilizarea cărora au rămas, sau chiar dacă părintele sau tutorile a lăsat pe scurt timp, sau în grijă persoane care nu pot face acestor cerințe. Deci, până la urmă, problema este în adulți și mai cu seamă în părinți. Mai cu seamă în părinți. Dacă să ne referim la statisticile care sunt acum actualmente, în cazul pandemiei au fost impus necesitatea aflării la domiciliu, însă nici aceasta, că copiii se află domiciliu cu părinții, cu adulții, cu persoana mai responsabilă, nu a adus la faptul să reducă din numărul cazurilor incidentelor. Noi am mizat mult la informarea corectă, care sunt acele măsuri posibile de supraveghere. Însă, din păcate, ne trezim zilnic cu careva cazuri
Dar cum vă explicați dumneavoastră că chiar și pe timpul pandemiei, când părinții erau acasă împreună cu copiii, rămas și ei, pentru că grădinițele erau închise, școlile erau închise, împreună se aflau acasă și totuși tragedii s-au produs. Noi astăzi nu vorbim doar despre necuri în această emisiune, vorbim despre necuri, despre diverse alte situații de risc cu urmări fatale. De exemplu, copilul căzut de la etaj. Sau un obiect greu, un dulap, de exemplu, căzut peste copil și așa mai departe. Cum vă explicați dumneavoastră că s-a întâmplat o astfel de tragedie chiar cu părintele prezent acasă? Asta și este problema la ziua de astăzi pe care noi punem accentul, de a informa mai mult părinții și de a responsabiliza aceștia, de a-și supraveghea copiii, deoarece, într-adevăr, incidentele au loc și copiii suferă urmare acestora. Totodată noi, pentru a informa și a fi auziți de către aceștia, am intervenit noi prin sursele posibile, prin sfaturi video, prin instruirile online, prin implicarea voluntarilor la fel care aduceau la cunoștința părinților care sunt acele condiții, prin comunicatele de presie pe care noi sesizam societatea de fi mai responsabil, că uitați-vă, este o problemă, însă, din păcate, noi avem încă de lucrat, noi avem de responsabilitate. De aceea că numărul cazurilor, într-adevăr, este îngrijorător. Puteți să ne spuneți mai exact, pentru că totodată faceți statisticile și știți foarte bine cum stau lucrurile în țară, ce situații sunt cu risc sporit de viață pentru copii? Dacă să ne referim la incidente, cele 76 incidente care au avut loc, s-au soldat cu decesul copiilor 11 cazuri. Însă cel mai numeric, așa să spunem, incidente în care sunt implicați copiii sunt accidentele rutiere. Atunci când părinții nimeresc în accidente rutiere și au în calitate de pasageri copii minori. Astfel putem spune că sunt cazuri cu intoxicație cu medicamente, cădere de la înălțime, însă acestea deja sunt un număr de cazuri mai mic. Cum credeți dumneavoastră, care vor fi tendințele în următoarele luni, judecând după situația care este acum în anul 2020 pe timp de pandemie? După statistice reiese că în anul curent au luat amploare căderile de la înălțimea copiilor și dacă, cum s-a referit și colegul, noi avem scădere cazurile de NEC, vreau să spun că cazurile au devenit mai drastice dat fiind faptul că chiar și ultimele două familii, câte doi membri ai familiei au decedat. Însă și faptul vreau să spun că indiferent de situația care se produce, totuși o responsabilizare din partea părinților și, așa spunem, o supraveghere mai bună va proteja copilul și va salva de la cele întâmplate. Și acum, ultima precizare, vreau să ne ziceți, conform legii, ce riscă anume un părinte pentru neglijență, lipsă de supraveghere față de propriul copil, în cazul în care e vorba de o tragedie sau de decesul chiar acestuia? Este atras la răspundere penală. Atunci când nu sunt urmări grave, îi poate fi atras la răspundere contravențională. Deci răspundere penală și contravențională, mai exact? Da, acestea sunt deja niște măsuri de constrângere ultima etapă, deoarece la fiecare caz individual se studiază, se analizează circumstanțele cazului. Deoarece, într-adevăr, sunt cazuri când e imprudență sau părintele a întreprins toate acțiuni, dar cazul a avut nenorocirea să se întâmple. Dar sigur, ca rezultat final, deja prin serviciile care noi le implicăm, care sunt abilitate cu dreptul de a interveni în suportul părinților, acestea sunt primele etape care noi le întreprindem pentru prevenirea acestora. La fel sunt toate serviciile cu care noi întreprindem acțiuni de informare și supraveghere, inclusiv, cum a expus colegul, noi de la începutul anului, noi am verificat fiecare bazin acvatic, fiecare lac, fiecare rezervor de apă pentru a înainta acele recomandări proprietarilor sau cei ce sunt responsabili de acestea pentru a preveni
Însă și aceste fapte. Însă, din păcate, avem la ziua de astăzi acești 12 copii care au decedat. Da, cu părere de rău. Avem decese și este foarte trist tabloul pentru această vară. Doamnă Dragomirițcaia, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Vom trece mai departe să discutăm cu un sociolog. Este vorba despre profesorul și doctorul conferențiar universitar la Facultate de Jurnalism și Științe ale Comunicării, sociologul Andrei Dumbrăveanu. Domnule profesor, bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră, bună ziua. Personal, aveți un răspuns la întrebarea cum și cine poate opri tragediile printre copii? Eu cred că este un fenomen foarte complicat care bântuie de acum câteva decenii în Republica Moldova. Dacă vă aduceți aminte, copii afecțiați, părinți în timpul ăsta se petrec în baruri, copii lăsați de singuri acasă și apoi găsiți morți în circumstanțe greu de pronunțat acum și de descris. Dacă vă aduceți aminte, copii lăsați singuri acasă și apoi căutați zile în șir de reprezentanții comunității. Eu cred că după toate acestea și copii la iazuri, la râuri, chiar în prezența părinților se dispară. Eu cred că după toate acestea se ascund niște factori care vorbesc de lipsa de responsabilitate a părinților. Noi avem o generație care s-a născut în perioada acum, care a atins vârsta de 30 de ani și sub 30 de ani, care s-a format în condițiile tranziției spre economia de piață, tranziției spre interesele personale, spre interesele banului și care, din păcate, a pierdut foarte mult din ceea ce se cheamă dragoste, responsabilitate, iubire chiar pentru aproapele său, solidaritate, dacă vrei, cu ceilalți. Deci toate acestea suprapuse una peste alta nu fac și nu vor putea să schimbe lucrurile chiar și cu ajutorul reprezentanților organizațiilor obștești, chiar și prin constrângerea legală, dacă această constrângere până la urmă ar lucra chiar. Pentru că este vorba de conștiință, este vorba de morală, este vorba de cultură, dacă vreți. Ce înseamnă mama să-și lese copiii singuri la Nistru și în momentul ăsta să zică, dar ei s-au dus acasă. Dar cum? Cum poți să te gândești așa ceva? Înseamnă că în capul acestor oameni se produce o gândire fragmentară, o gândire care eclipsează, de fapt, legăturile de dragoste, legăturile de suflet între aproapele său. Iată ce se produce în Republica Moldova și nu numai în Republica Moldova, în ultimile decenii. Dar cine din autorități ar putea să creeze și chiar să aplice un model de formare a părinților în societatea contemporană? Mi-e frică că cei care ar trebui și sunt chemați să facă lucrul ăsta, nici ei, nu că nu știu, dar nici ei nu respectă normele morale și nici ei de multe ori nu sunt acei care ar putea să fie exemplu pentru comunitate. Iată de ce este foarte greu de spus cum ar putea lucrurile să se schimbe. Sigur că școala, sigur că... Dar zilele astea, eu am fost martor, eu adesea merg și pe lacul de la Valea Morelor, știți că acolo este un gard făcut special din metal, da, frumos, și de două ori am observat cum mamele stăteau și discutau, iar copiilor mici mergeau și urcau pe gard, pe gărduțul ăsta și ajungeau până cu barba
deasupra, iar în bale este, iar după gard este hăul, este o adâncime de 2 metri, de 1,5 metri a lacului. Da, dar mămicile acelea consideră că ele își supraveghează copiii și le amintesc de câteva ori, nu urca acolo sau fii atent că ai să cazi. Mămica venea mai târziu când observa, venea lângă el și încă îl înălța să vadă mai bine ce-i partea cealaltă. A, chiar deci, așa. Vedeți dumneavoastră, această libertate pe care mămicile o dau copiilor și vreau să doresc să-i educe în spiritul, în spiritul performanțelor, dacă vreți, în curajul lui, a lipsii de frică, toate lucrurile astea sunt foarte, foarte dăunătoare, pentru că copilul trebuie să știe ce se poate și ce nu se poate. În Republica Moldova, din păcate, noi avem o generație care nu știe ce se ce cuvântul nu se poate. Nu se poate? Ce înseamnă nu se poate? De ce eu trebuie să port masca de protecție? Păi de ce? Dar cine mi interzice? Dar de ce, cu ce scop să-mi interzică mie lucrul ăsta? Da, dar părinții de astăzi, domnule Dumbrăveanu, acordă mai multă independență și libertate copiilor lor. E altfel un pic modul de viață în familie decât acum 20-30 de ani. Atunci când erau mai multe restricții, când era nu se poate, tăiat, rupt și copilul înțelegea, gata, nu se poate și n-am să ies din regula părinților. Înțelegeți? Deci asta se merge după o altă formulă. E altfel educat copilul de azi. Deci această formulă duce la anarhie până la urmă. Că lucrurile se pot la anumită vârstă, se poate. Cei ce nu se poate din mic, se poate. Când ai înțeles cum se poate și de ce se poate. Nu poți să zici se poate toate la o vârstă că tu nu înțelegi ce se poate și ce nu se poate. Deci lucrul ăsta se educă pe etape. Lucrurile astea se educă, se cultivă, pentru că asta înseamnă cultură până la urmă. Asta până la urmă înseamnă respect. Asta până la urmă înseamnă ceea ce se cheamă în limba veche a tradițiilor, smirenie, dacă vrei. Deci acestea complet lipsesc. Noi ne ducem la biserică și nu auzim ce trebuie să auzim. Noi ne ducem să ne arătăm acolo. E partea moralicească în care am intrat acum, mai puțin abordată în societate. Observați dumneavoastră, oamenii sunt mai materialiști, sunt altfel acum. Da. Din păcate, conștiința socială este alta. Ori conștiința socială bazată pe pragmatism, până la urmă, se bazează și pe consum. Consumul are o limită. Pentru că consumul ne răpește și ne duce pe apa nistrului. Totul are o limită și trebuie să conștientizăm că sunt anumite restricții, că pot fi anumite interdicții, că dacă e, cum spuneți dumneavoastră, de purtat o mască, da, dacă este interzis de scăldat într-o anumită zonă, da, respectăm cu toții și nu încălcăm. Dar așa, așa e cum ați spus dumneavoastră în societate, așa modele s-au creat acum. Mulțumesc tare mult pentru interviul acesta pe care l-ați acordat pentru emisiunea Publica Report, domnule Dumbrăveanu. O zi frumoasă. O zi frumoasă. Da, mulțumim foarte mult și vrem să înțelegem cum pot anume să se implice primarii. Pentru că primarii astăzi sunt un fel de părinți ai localităților. Ei protejează moral, dar și responsabilitățile lor, funcțiile lor, în virtutea acestei funcții pe care o dețin. Localități, localnicii, copiii, doamna Chircu Aleona, primarul satului Grebleș-Streșeni, este în legătură directă cu noi. Doamnă primar, bună ziua! Ei, vreau să ne spuneți anume obiectiv unde sunt scăpările unui primar al unei localități unde se întâmplă tragedii, cu copiii mai ales. Doamna Orsanovski, bună ziua încă o dată. Nu aș spune că sunt scăpările primarului nemijlocit din cauza că sunt implicați toți factorii în protejarea copiilor în timpul odihnii sale în teritoriu. Noi suntem președinții comisiilor extraordinare, excepționale, de sănătate, președinții echipelor multidisciplinare. În principiu, suntem activi în toate domeniile care sunt în localitate și, într-adevăr, ați spus că ar putea fi o scăpare din partea noastră. Cu toate că noi, în fiecare primăvară, atunci când se deschide deja sezonul estival, atunci când copiii pleacă în vacanțe,
Noi întotdeauna suntem prezenți la ultimul sunet și atenționăm copiii, atenționăm părinții pentru responsabilizarea pe care o au pe aceste 3 luni care urmează de vară. Vorbim cu toți agenții economici, toți proprietarii de iazuri, de zone periculoase pentru copii, de a pune interdicții, de a îngrădi, a pune anunțuri în așa fel încât să putem limita accesul copiilor sau, mă rog, și adulții să pot întâmpla ceva cu ei când sunt în stare de ebrietate sau sunt într-un format nu prea responsabil într-un timp de odihnă. Deci responsabilizarea este și a primarului și a părinților, dar toate lucrurile astea merg nu într-o zi se fac și nu în două, cum spunea domnul Dubrăveanu, noi avem nevoie de o educație din grădiniță până creștem și plecăm în lumea mare, în societate. Dar ați observat, Salvatorii au anunțat astăzi desfășurarea unei campanii, mai degrabă etapa a doua a unei campanii de prevenire a necurilor. Și ei povestesc despre faptul că funcționează în principiu o școală de educare, de informare a copiilor pentru situații de risc la scăldat. Prevenirea necurilor, primul ajutor, și așa mai departe. Din cauza pandemiei, aceste lecții n-au avut loc, dar oricum această școală este deschisă și va fi redeschisă, poate la anul. Ce rost are o astfel de școală dacă culegem în fiecare vară rezultate urâte despre scăldat și nu numai, despre necuri, accidente, căderi de la etaj și alte situații în care sunt implicați copiii? Orice școală își are rostul său, inclusiv și aceasta, și vreau să vă spun că sunt 40% din maturi care nu știu a înnota. Chiar dacă ai posibilitatea să salvezi pe cineva, maturul nu poate să înnoate. Respectiv, o astfel de școală consider că ar putea învăța maturul ori să înnoate, măcar să acorde primul ajutor, sau cel puțin comportamentul și reacția într-o astfel de situație care de obicei duce oamenii în panică și ei nu știu cum să reacționeze. Dar oamenii se arată interesați de astfel de instruiri? În dependență unii, probabil că în spațiile rurale sunt mai puțin interesați din cauza că sunt prea multe probleme pe oamenii de la țară și ei au mult mai multe ocupații în teritoriu, în câmp, în ogradă și mai puțin activi, mă gândesc eu. Dar cu interesați cu siguranță sunt, în primul rând ar trebui să fie tineretul și noi ca primari am putea mobiliza atunci când știm că sunt deschise școlile și pe noi ne implică zonele centrale, noi am putea să asigurăm transportul tineretului, am putea să îi cointeresăm, să le spunem chestia așa, o oportunitate. Aici am putea chiar colabora și conlucra cu aceste organe. A adăunat copiilor închiderea grădinițelor și a școlilor timp de jumătate de an? Ori amintesc, părinții, majoritatea dintre ei au trebuit să meargă la serviciu, n-au avut cu cine să-și lase copiii. E adevărat, cum a spus și doamna de la poliție, că au fost părinți care au stat oricum în preajma copiilor în casă sau în apartament și oricum li s-au întâmplat tragedii? Aici sunt două aspecte, doamna Orsolovski. Mergem pe următor aspect. Primul aspect este faptul că părinții, fiind acasă cu copiii atâta timp, ei deja intră într-un confort și unele lucruri le scapă din vedere. Sunt obișnuiți copilul mai departe de poartă nu pleacă sau mai departe de bucătărie nu ajunge. Și atunci când copilul se dezvoltă zi de zi și vrea să cucerească alte teritorii, le scapă din vedere acest moment. Fiindcă atunci când ei pleacă la școală sau la grădiniță, eu întotdeauna mă râd la copiii care sunt la mine în teritoriu, că le spun, este serviciul vostru, de ce nu ești la lucru? Fiindcă îi responsabilizează și pe copii, că au un grafic, au un program, au o activitate. Și atunci când vine acasă, părintele observă orice schimbare în acest copil. Vorbește mai multe, dă mai multe întrebări sau se exprimă altfel sau vrea să afle ceva sau are o inițiativă. Și de ce? Probabil că ar fi și un aspect de oboseală a părinților. Faptul că nu sunt bani, trebuie să mă găsească de serviciu, la serviciu nu poate pleca, școala e închisă, grădinița nu poate să dea copilul cel mic măcar. Mm-hmm. Într-adevăr, este un efect minus, dar chiar azi discutam.
Haideți să încercăm așa, dacă n-au plecat, spunem că e minus. Dacă plecau și se îmbolnăveau de coronavirus și intrau într-o carantină... Tot era rău. Doamne ferește, se întâmpla ceva, tot e rău. Varianta perfectă niciodată nu există. Dar noi trebuie să încercăm să găsim un mijloc și să vedem care o să fie deja luna septembrie pentru grădiniți și școli, care o să fie această oportunitate. Poate totuși ne putem descurca și să dăm voie la părinți să plece la serviciu și copiii să aibă o educație și un program care să-i responsabilizeze într-un final. Da, reprezentantul de la poliție ne-a amintit că în cazul majorității tragediilor cu copii care s-au produs în această vară, și amintesc că aici e vorba de tragedii foarte mari, 12 copii au murit, în majoritatea cazurilor, problema a fost lipsa părintelui sau nesupravegherea de către părinte a copilului, a copiilor, pentru că iată avem și frați morți. Săptămâna asta două perechi de frați au murit. Și asta, deci problema cea mai mare, cum spunea și doamna de la poliție, este în părinte, că nu a fost alături, că nu a supravegheat copilul. Deci lucruri interesante avem și vreau să vă întreb, în sate lumea are de lucru mult, în grădină, la terenuri și așa mai departe. Cum reușesc ei să-și supravegheze copiii, să-și salveze proprii copii sau să evite anumite tragedii? Cum? Dacă ei lucrează permanent, toată ziua, de dimineață, de cum răsare soarele? Aici mai e, din fericire, este momentul că vecinii sunt mult mai apropiați ca în orașe și se cunosc. Unde vecinul poate are o soră, un copil mai mare, mai în vârstă, mai responsabil și ar putea lăsa copiii mai mici în seama lor. Iarăși nu este cea mai bună soluție, dar responsabilizarea părinților și a copiilor trebuie să meargă în tandem. Copilul permanent trebuie să spune unde pleacă, cu cine pleacă, ce face, unde se duce. Și părinții, nu uităm că avem un val de părinți care au crescut și ei fără părinți la rândul lor, că suntem în 30 de ani de independență care ne-au făcut să plecăm, să venim, să lăsăm copiii fără supraveghere, respectiv ceea ce au crescut 15 ani, 20 în urmă, acea generație de părinți tineri cresc copiii ăștia pe care avem acum la moment. Și vrând un stil mai libertin, uită de obligații și de responsabilizare, nu doar a copiilor, dar și a lor. E în momentul final, să impunem mai multe restricții, doamna Chircu? Mai multe restricții, poate chiar și interdicții. Eu întotdeauna am spus, fiindcă eu vin din Ministerul de Interne ca colaborator a Ministerului de Interne, și întotdeauna am spus restricții și interdicții este bine, dar cu cât amenda e mai mare, cu atât lucrurile sunt mai cunoscute și dacă știi că ai o amendă de 30.000, 50.000 de lei, atunci tu îți dai seama că tu trebuie să nu faci acest lucru. Se interzice. Orice lege este făcută pentru a fi încălcată, știți cum se mai spune în popor. Dar atunci când amenda este usurătoare, chiar și atunci când în domeniul educației sau a transportului sau a circulației rutiere, te responsabilizează 80% cu siguranță. Da, și conform legii, apropo, părintele care nu și-a supravegheat copilul și dacă i s-a întâmplat copilului ceva urât, el poate să răspundă contravențional și chiar penal, cu închisoare. Lucrurile acestea mai puțin sunt cunoscute în societate, dar ele ar putea să disciplineze, să responsabilizeze un părinte astăzi? Doamna Rusalovski, eu chiar vreau să fac o referire la familia care acum s-a necat și da. Acei doi frați, dar aveau un copil de 4 luni de zile pe malul ministrului, exact. Da? Mama, până la urmă, n-a fost responsabilă față de cei doi copii. Ea, într-un fel sau altul, cum avea responsabilizarea la un copil din ei trei. Uh-huh. Asta nu poți să închizi acum o mamă, lăsând un copil fără mamă și făcând un dosar penal, trebuie de văzut toate circumstanțele. De ce iarăși trebuie de educat copiii? În locurile aglomerate să nu se joace, să fie totdeauna la iveală, să prindă totdeauna privirea părintelui. Este foarte complicat de pedepsi un părinte, fiindcă nu cred că este un părinte care vrea rău la copilul său. Deci trebuie să fim maxim vigilenți și corecți cu atitudinea părinților față de copii, să nu pedepsim un copil bun, un părinte bun, și în familiile vulnerabile unde se bea la negru și se maltratează minorii, noi suntem neputincioși că, vedeți, lăsăm copiii fără părinți.
și nu avem unde să-i ducem, că școli nu mai sunt internate cum erau atunci. Haideți să-i ducem în altă familie de plasament, să încercăm să-i încadrăm în societate. Trebuie să vină de sus în jos o formulă frumoasă de a educa și părinții și copiii și să nu traumăm niciunul din ei. Da, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, doamnă primar. Noi încheiem aici emisiunea Publica Report. Mulțumesc tuturor intervievaților noștri, Oleg Malașevski, Aliona Dragomirețcăia, Andrei Dumbrăveanu și Aliona Chircu. Încheiem aici emisiunea, nu pierdeți mai departe. La ora 13, știrile în limba rusă, rămâneți alături de noi. Numai bine, o zi frumoasă și weekend frumos. La revedere!